Se spune că nu ești om împlinit dacă nu ai zidit o casă, nu ai crescut un copil, nu ai salvat o viață și nu ai plantat un arbore. Primarul orașului Șimleu Silvaniei, Septimiu Țurcaș, viceprimarul Zalăului Fozăcoș Nicolae, inspectorul școlar general Gheorghe Bancea și alte personalități importante ale județului Sălaj au participat la campania de împădurire organizată de Dorel Oros, directorul direcției silvice Sălaj. Oficialitățile s-au întrecut la plantat arbori, fondul forestier fiind îmbogățit cu jumătate de hectar. Astăzi serbăm într-un fel festiv declanșarea lunii pădurilor, o manifestare tradițională pe care Direcția Silvică Sălaj și Romsilva o organizează normal primăvara când este campania de împădurit. Astăzi ne aflăm în raza ocului silvic Șimbleu Silvaniei, Măgura Șimbleu Silvaniei, în UP6 sub cetate, unde vom efectua începutul unei împăduriri pe 0,5 hectare de teren, în loc în care n-a mai existat niciodată pădure. Deci putem spune că fondul forestier sălăjean se îmbogățește cu încă o jumătate de hectare. Pentru că este prezentă presa în număr suficient de mare, rog să transmiteți prin reportajele care le veți dedica acestei zile celor care sunt dornici de a planta și de a-și transforma suprafețele degradate în păduri, că Direcția Silvică are un disponibil de aproape un jumătate de milion de puieți pentru campania de primăvară aceasta și prețurile, cum ne-am spus și în conferința de presă, reprezintă la un puiet până la 60 de bani, deci prețuri modice, ba mai mult pentru instituții, pentru primării. Direcția Silvică va merge în continuare pe sponsorizări. Prezența aici a reprezentanților Consiliul de la Consiliul Județean, de la Prefectură și Primării, e o dovadă vie că pădurea reprezintă un interes major nu numai pentru silvicultori, ci pentru întreaga societate. Și prezența dânșilor astăzi, în mijlocul nostru, arată că există preocupare din partea instituțiilor pe care le reprezintă și eu încă o dată le mulțumesc. La ce adâncime se plantează? Adâncimea variază undeva între 30 și 50 de centimetri ar fi adâncimea optimă, ținând cont că umiditatea este suficientă primăvara asta. Nu trebuie exagerată cu adâncimea. Înghețurile sperate ne-au nevolocoli și atunci adâncimea optimă e undeva 30-40 de centimetri. La ora actuală, numai în raza ocului silvic Șimbleu, există vreo 1.000 de hectare care ar necesita fi reîmpădurite. Ce se va planta azi? Azi plantăm stejar, stejar roșu, paltin de munte. Schema de plantat este 1 la 2, deci 5.000 de puieți la hectar. Cele mai reușite plantații se realizează la începutul primăverii, așa zis, în mustul zăpezii. Azi umiditatea și perioada imediat următoare este una care ne satisface. Și, în consecință, procentul de prindere va fi unul pe măsură. În condițiile în care și cei care plantăm astăzi aici, vedeți cu cât patos și cu câtă conștiință forestieră se desfășoară activitatea. Sper să crească foarte mare. Cum merge plantarea? Foarte bine. Un pic de problemă că am prins o cazma cu apăsare pe stânga și mi este un pic mai greu. Dar până la urmă m-am descurcat, am plantat vreo 5 până acum, sper să se și prindă. Merge foarte bine. Ca și în Suntem copilărie. obișnuiți cu munca, așa Ca că și în și cu aia copilărie. fizică și cu cealaltă, deci e în regulă. Merge bine, e în regulă. V-ați murdărit un pic? Dar n-are importanță. Ne spălăm hainele după masă și mâine vom fi curați. E perfect. Câți copaci ați plantat? Nu i-am numărat, oricum de la începutul rândului până acum, cred că vreo 10-20 am făcut eu. Dintr-un rând. Vremea e bună, excelentă și o inițiativă excelentă. V-ați murdărit un pic? Da,
e nicio problemă. Important este să împădurim cât mai mult, că practic depindem de pădure. Ați obosit? Nu, după un hectar probabil. Noi o să efectuăm o primă inventariere undeva în luna septembrie, sfârșit de august, început de septembrie, în momentul în care se fac anumite piețe de probă și în funcție de indicele de reușită, vom reveni cu o nouă completare în primăvara viitoare și tot așa până când indicele de reușită este unul corect, unul optim. Din punct de vedere al stațiunii și a configurației de aici, noi tragem speranța că 6 ani deja vom avea o pădure în ceea ce înseamnă accepțiunea clară despre pădure, adică în momentul în care 70% din frunziș acoperă solul. În general, în 5-6 ani în județul Sălaj se ajunge la așa numita stare de masivă a pădurilor noi create. Dacă veți face în această perioada următoare, dacă se mai face în păduri? Sigur, azi e doar începutul. Azi marcăm, să zicem, solemn începutul campaniei de împăduriri. Campania de împăduriri se desfășoară în toate cele 6 ocoale silice aparținătoare. Cum am spus mereu, avem 3 categorii de... Avem păduri integrale, cum e cazul aici, avem ajutorarea regenerii naturale, acolo unde pădurea se regenerează singură, dar nu poate pe întreaga suprafață și noi venim, ajutăm cu zonele neregenerate să le regenerăm artificial și completări, acolo unde, datorită condițiilor climatice speciale de anul trecut, au fost pierderi mari de puieți, venim cu nouă intervenție, astfel încât să aducem la densitatea optimă. Anul acesta, în total, direcția silvică împădurește prin cele 3 categorii de împădurile care am spus, 85 de hectare. Dacă nu mai sună, nu mai vibrează, nu se mai aude, nu mai are semnal, dacă până pornește inventezi cuvinte noi, sau dacă doar nu-ți mai place fața lui, înainte să, nu știi ce, eu dau cu el de pământ, ai pe la noi. Dar nu lângă troiță, pentru că ne-am mutat vis-a-vis de check. GSM Land. Servicii și telefoane noi sau second hand. GSM Land. Acum în noua locație vis-a-vis de check lângă magazinul Helen. GSM Land. Doctor specialist în telefoane mobile.